În data de 11 aprilie 2023, polițiștii din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, Secția 8 Poliție, au pus în executare două mandate de percheziție domiciliară în București la adresele unor persoane bănuite de săvârșirea infracțiunilor de tulburare a ordinii și liniște publice sau alte violențe. În fapt, la data de 31 martie 2023, polițiștii Secției 8 din municipiul București au fost sesizați prin serviciul de urgențe 112 cu privire la faptul că doi tineri, băiat și fată, ar fi fost urmăriți din momentul în care au coborât dintr-un mijloc de transport în comun de patru persoane care se aflau într-un autoturism, iar la un moment dat aceștia au coborât și l-au lovit cu pumnii pe un băiat, iar unul dintre ei l-ar fi amenințat și lovit cu mânerul unui obiect tăietor înțepător, după care au plecat într-o direcție necunoscută. La fața locului s-au prezentat polițiștii din cadrul secției, iar persoana vătămată a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale de specialitate. În cursul acestei zile au fost puse în aplicare și patru mandate de aducere, persoanele vizate fiind conduse la audieri. Cercetările sunt continuate de către secția 8 sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de tulburare a liniștii și ordinii publice și loviri sau alte violențe sub supravegherea parchetului de pe lângă judecătoria sectorului 2.